Vești bune pentru toți copiii care îi îndrăgesc pe delfinii de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Nini, Cencen și cei patru prieteni ai lor din Harkov vor susține mai multe spectacole pe zi. Capacitatea de 1000 de locuri a sălii nu reușește să-i cuprindă pe toți cei interesați să vadă demonstrațiile delfinilor, iar conducerea delfinariului a decis să suplimenteze numărul reprezentațiilor. În acest weekend și ieri, afluxul de vizitatori a fost foarte mare și, bineînțeles, că deși capacitatea sălii noastre este destul de mare, 1000 și ceva de locuri, din păcate nu a putut să cuprindă pe toată lumea în programul stabilit anterior. Și atunci am fost nevoiți, ca să putem să primim pe cât mai mulți vizitatori posibil, știți cum este să vii și să nu reușești să vezi delfinii, este un pic dezamăgitor, în special dacă mai sunt și cei mici pe lângă tine. Și atunci am suplimentat demonstrațiile cu una la ora 11 și cu una la ora 19 ieri. Astăzi deja am suplimentat pentru ora 11. Vor fi și alte schimbări pe viitor? Nu. Delfinii trebuie să aibă un program care să le permită să aibă pauzele suficient de mari ca să se poată reîncărca pentru următoarea demonstrație. După cum ați văzut, comportamentele care sunt prezentate publicului acum sunt mult mai complexe și atunci au nevoie de timp de refacere. Dar faptul că suplimentăm câteva zile cu una, două demonstrații nu îi afectează dacă nu utilizăm acest lucru pe termen lung. Dar 3-4 demonstrații pe zi sunt ok.